Șoferii și pietonii vor trebui să fie și mai atenți din luna iulie să nu încalce legea. Din prima zi a lunii viitoare, amenzile vor fi mai mari. Începând cu data de 1 iulie, în condițiile în care salariul minim pe economie se va majora, punctul de amendă se va majora automat la suma de 90 de lei. Cea mai mică de amendă fiind de 2 puncte de amendă este suma de 180 de lei. Care se dă pentru? Pentru nepotul centrului de siguranță, pentru convorbirea la telefonul mobil fără a purta elementele hands-free. Prin hotărâre de guvern, un punct de amendă înseamnă 10% din salariul minim pe economie, iar codul rutier prevede că amenzile contravenționale se stabilesc funcție de numărul punctelor de amendă aplicate. Din luna iulie, salariul minim va fi de 900 de lei, iar punctul de amendă de 90 de lei. Pentru persoanele fizice, cele mai mici amenzi vor fi de 180 de lei, iar cele mai mari cuprinse între 810 și 1800 de lei.